Intervenție în miez de noapte a pompierilor din Slatina, în piața Zahana, pentru a stinge un incendiu izbucnit la două depozite de legume. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale pentru a stinge focul. Pompierii detașamentului Slatina, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime și un echipaj smurt, au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două depozite de marfă în piața Zahana. Incendiul a fost localizat în scurt timp de la anunțare, hala în care funcționează piața nefiind afectată. Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime. Pompierii au reușit lichidarea lui după aproximativ o oră de intervenție. Au ars două depozite de marfă construite din panouri sandwich pe aproximativ 60 de metri pătrați. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost focul deschis lăsat nesupravegheat. Potrivit celor de la ISU Olt, incendiul ar fi izbucnit de la un foc făcut de un om al străzii. Acesta i-a ajutat pe piețari la cărat marfa, iar în cursul nopții a făcut focul să se încălzească. Așa s-au aprins cele două depozite din piață.